Spuneți-mi numele și prenumele, de fapt, lor. Ilie Băbeanu. Prescurne Bobo. Bobo. În locul de muncă? Telecinema. Televiziunea română? Televiziunea română. Din ce an? Din 1959. Povestiți-ne din 59. Păi, vă mulțumesc. Când ați venit? Câți ani aveți? Deci, când am venit aici aveam 25 de ani. O viață întreagă la TVR. Da, bă. Dar atunci era nou în peisaj TVR-ul. Nu aveam televiziune decât... Era un singur program, era în Floreasca, cu o pauză de la ora 12 la ora 2, deci la ora 7 până la 12, de la 2 până seara la ora 10, 11 chiar câteodată. Și aveam perioade de pauze de 2 ore, o parte ședeam în curtea de la Moriere, la Corcoduș, așa ziceam noi acolo. Mă rog, alții plecau pe la ștrăm, ne fugeau, alții lucrau și așa mai departe. Deci era un număr de oameni foarte puțin în vremea respectivă în televiziune, aproximativ 150 de persoane. Era un singur program, totul se făcea pe viu. Noi ne eram implicat la toate emisiunile, inclusiv jurnale de actualități, care erau preluate și transmise în direct. Aveam emisiuni de amploare mai mare, cum era Orașele Muzicii, de comentarii Zbârcea, istoria teatrului, cu filme, cu diapozitive. Deci trebuia să-l mișcăm foarte repede. Aveam monitoare temp 2, așa se numeau. Era unul pus într-un colț al sălii și altul în alt colț. Eu nu știam pe scaunul aici și mă uitam la televizorul cruciș la ăla, totul se uita pe scaunul de acolo, se uita cruciș la televizorul de dincolo. Și noi trebuia să schimbăm diapozitivele pe o singură frază. Orașul Viena, orașul și mai departe. Era Orașul Muzicii. Și apoi au venit vremurile cu Revoluția. Revoluția a fost la Revoluție. Ați fost aici la Revoluție. Fost la Revoluție. Ce se întâmpla? Cum undeva prins? În primul rând că pe drum era să mă împușe de două ori, o dată lângă Ministerul de Externe, dintr-o casă atrasă în noi, vorbesc foarte serios. Și a doua oară m-am despărțit de soție la Arcul de Triumf, era o baricadă, a vrut să trec, m-a oprit și zice, îmi putestești că se trage de la Călădirea Albă, din Piața Aviatorilor. Și așteaptă, zice, că am trimis cu o mașină la spital, la Elias, cum rănit și când vine te transbordează cu mașina dincolo. Era o mașină neagră, Dacia, și am vrut să mă pui lângă șofer. Șoferul zice, nu, du-te în spate, dar nu stai pe fotoliu, stai pe culcat, pe burtă, că să tragi. Eu am stat. Am mers în centru Pieței Aviatorilor și a început o păială de zic acolo, corpus, că spun sincer. Și am ajuns cu chiu cu vai dincolo la... la gura metroului. Noi trebuia să intrăm în televiziune. Intrăm în televiziune, nu puteam intra în televiziune, pentru că spunea, dacă treceți de clădirea de aici, din Dorobanți, ridicați mâinile în sus și cu o batistă strigați, nu trageți, suntem neînarmați. Ceea ce am și făcut. Dar ni n-am făcut doi pași, vis-a-vis unde trăiți acum, era un tank. Și când am zis să nu trageți, l-a tras cu tunul vis-a-vis de clădire, a făcut clădirea praf de vis-a-vis și eu n-am mai auzit nimic. Am început să vâșe urechile, am ajuns la intrare în Dorobanți, am stat și am stat, cu chiu cu vai, am intrat în televiziune. Prima nevastă.